aici. Este cineva care... Ale partidului M10. Pensionarii s-au revoltat chiar când Monica Macovei a intrat în Parcul Brâncuș, însoțită de secretarul general al M10, Eduard Wagner. Chiar la intrarea în parc, o emblemă a orașului și a României, Wagner a aruncat țigara pe jos. Monica Macovei a venit la Târgu Jiu pentru lansarea candidatului la primărie. Proiectele din Parlament, Ziua Națională pentru Brâncuș. Bărbatul se numește Laurian Stănchescu și este un poet care s-a implicat în diverse proiecte legate de Brâncuș.